deșteptarea. Bună dimineața, Cătălin Anchidin este alături de noi, specialistul nostru în filme și seriale. Ce faci, Cătălin? Neața. Bună dimineața, bine, uite, vin cu vești bune după un weekend foarte, foarte plin pentru filmul românesc, dacă pot să spun așa. Așa cum vorbeam vineri de dimineață la Europa FM, iată că anul nou care n-a fost a câștigat 4 premii, ceea ce este o performanță incredibilă. Nu s-a mai întâmplat asta niciodată la Veneția. 4 premii, printre care și cel mai bun film la secțiunea Orizonti, unde a participat debutul lui Bogdan Mureșanu în competiție. Excelent! Bogdan Mureșanu a câștigat foarte multe premii în urmă cu, în urmă cu mulți ani, parcă prin 2004, sper să nu mă înșel. Cred că un pic mai târziu, dacă mai târziu. Cadoul de Crăciun, exact. Scurtmetrajul lui, care a devenit între timp cel mai premiat scurtmetraj din istoria cinematografiei românești, fiind și de altfel singurul scurtmetraj care a reușit performanța să ajungă în lista foarte scurtă a nominalizărilor de a primi la Oscar. Hai să reamintim pe scurt oamenilor despre ce este vorba în filmul Anul Nou Care N-a Fost. Păi, în principiu, Anul Nou Care N-a Fost se întâmplă într-o singură zi, o zi foarte importantă pentru mai multe personaje, pentru mai multe povești, dacă vreți, care se întâmplă înainte de începerea Revoluției din 1989 și la București. Mai exact, sunt puse sub microscop viețile a mai multor oameni care trăiau în perioada respectivă și găseau o soluție de scăpare. O poveste care, deși pare că e despre comunism, nu are neapărat legătură cu asta, ci despre contextul în care se întâmplă fiecare moment din viața acestor personaje. 42 de actori joacă în filmul ăsta, unul mai cunoscut decât altul, dacă pot să spun așa, de la Mihai Călin până la Adrian Vâncică, Andrei Miercure, Nicoleta Hâncu, cu Ioana Flora, și lista poate continua până mâine dimineață. Și te-am mai auzit vorbind vinerea trecută despre The Room Next Door a lui Pedro Almodovar, care iarăși a luat foarte multe premii la festival. Știi că spuneam săptămâna trecută de faptul că The Room Next Door, filmul lui Almodovar, obținuse cele mai multe minute de aplauze, da. 17 minute și 30 de secunde. Iată că între timp filmul lui Almodovar a câștigat Leul de Aur, ceea ce e o mare bucurie, vorbind despre primul film al lui Almodovar în limba engleză. A însemnat un debut și pentru el, dacă vreți, că până acum el le făcea în spaniolă. Un film cu Tilda Swinton și Julianne Moore în distribuție, un film pe care tratează subiectul eutanasiei. Eu sunt foarte, foarte curios și abia aștept să-l văd. La categoria cea mai bună actriță în rol principal, premiul s-a dus către Nicole Kidman, care din păcate nu a fost prezentă la Veneția pentru a-și ridica premiul, și asta din motive personale, între timp cât se afla la Veneția cu premiera filmului, mama ei a murit și iată că ea nu a fost prezentă, a fost cumva vestea primită cu destul de tristețe, destul de multă tristețe la Veneția, având în vedere contextul. Au întrebat ascultătorii, apropo de Anul Nou Care N-a Fost, când o să poată fi văzut și la noi, și am verificat, pe 27 septembrie se lansează în cinematografe. Iar 24 septembrie ajunge pe marile ecrane din toată țara, dar dincolo de asta, pentru cei care nu au răbdare, pentru că evident că toată lumea așteaptă filmul ăsta, s-a vorbit în ultimele două săptămâni despre el non-stop, așa că... Să nu spui că a apărut pe torenți. Doamne ferește! S-a întâmplat cine n-are răbdare? Nu, uite, e noaptea albă a filmului românesc pe 13 septembrie la cinema El
Xavier Popescu din București. Da, ce mișto. Ajunge și la TIF Sibiu, tot pe 13 septembrie, adică săptămâna asta, weekend. Și la fel va mai ajunge în diverse proiecții, inclusiv la TIF Oradea. Dar cum ziceam, 24 septembrie este data care, o dată oficială de intrare a filmului în cinematografe. Mulțumim. O să fim acolo, o să mergem, că parcă prea s-a auzit despre el și mai ales că a fost așa premiat. Evident. Da, și la filmul lui Pedro Almodovar. Cătălina Anchidin a fost alături de noi, specialistul nostru în filme și seriale, la rubrica La Film cu Anchidin, în Deșteptarea. Deșteptarea